Bun venit la știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt subiectele zilei. Începe sezonul de gripe și viroze. În doar o săptămână, medicii de familie din județ au raportat peste 2600 de cazuri de viroze, 8 suspiciuni de gripă și 350 de cazuri de pneumonie. Până la acest moment nu se știe nimic de campania de vaccinare antigripală din acest an. Vara a trecut, portofelele sunt mai greu de furat, așa că hoții revin la îndeletniciri mai vechi, cum ar fi furturile din auto. Polițiștii le recomandă sibienilor să nu lase în mașină genți sau telefoane mobile, pentru că acestea atrag hoții mai ceva ca un magnet. Primăria pregătește licitațiile pentru lucrările de infrastructură ce vor începe anul următor. Vizate sunt zonele din centrul orașului și spațiile publice din zona gării. Lucrările vor costa per total peste 6 milioane de lei. Pentru că se apropie iarna și știu că nu vor avea bani de facturi, pensionarii încearcă să facă economii pe toate părțile. Alimente de bază, spre exemplu, își cumpără de la magazinele ce are pe la mare căutare, sunt zahărul și uleiul. Începe sezonul de viroze. În doar o săptămână, în județul Sibiu, medici de familie au raportat peste 2600 de cazuri de viroze, 8 suspiciuni de gripă și 350 de cazuri de pneumonie. Schimbările de temperatură de la o zi la alta încep să își facă simțite efectele. Sănătatea sibienilor este afectată. În doar o săptămână, medicii de familie au raportat peste 2600 de cazuri de îmbolnăviri cu afecțiuni respiratorii. În prima săptămână de supraveghere din acest sezon a infecțiilor respiratorii și a gripe în județul Sibiu, au fost înregistrate aproximativ 2600 de viroze, adică cu 67 mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. De asemenea, au fost raportate 8 suspiciuni de gripă. Numărul îmbolnăvirilor față de aceeași perioadă a anului trecut a crescut cu 67%. Anul trecut au fost raportate aproximativ 1500 de cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri s-au produs la persoane cu vârste între 15 și 49 de ani. Și numărul afecțiunilor pulmonare este demn de luat în seamă. În doar o săptămână au fost raportate 350 de cazuri. Lor li se adaugă alte 8 cazuri de suspiciune de gripă. Hoții revin la îndeletniciri mai vechi, cum ar fi furturile din auto. Polițiștii le recomandă sibienilor să nu lase în mașină genți sau telefoane, pentru că acestea atrag hoții. Polițiștii spun că în ultima vreme numărul furturilor din auto a început să crească. Chiar săptămâna aceasta un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încerca să sustragă dintr-un autoturism un aparat radio. Oamenii legii sfătuiesc pe sibieni să nu lase în autoturism obiecte de valoare. Polițiștii spun că au fost cazuri în care au fost sparte mașini și pentru un banal pachet de țigări. Pentru prevenirea victimizării cetățenilor prin furturile din auto, le recomandăm acestora să-și parcheze autovehiculele pe timpul nopții în locuri bine iluminate și în parcări special amenajate și, de asemenea, foarte important, să nu își lase la vedere gunori, îndeosebi obiecte electronice sau genți în care se află diverse sume de bani sau documente importante. Se recomandă de asemenea montarea unui sistem de alarmă pe mașină, chiar dacă nu îl auziți dumneavoastră din casă. Simplul fapt că s-a declanșat ar putea să-i pună pe fugă pe răufăcători. Primăria pregătește licitațiile pentru lucrările de infrastructură ce vor începe anul următor. Vizate sunt zonele din centrul orașului și spațiile publice din zona gării. Lucrările vor costa peste 6 milioane de lei. Primul pachet scos la licitație are o valoare de 3,2 milioane de lei și vizează lucrările din spatele blocurilor de pe școala de înot, zona de blocuri dintre Vasile Milea și IPJ, dar și zona din spatele blocurilor de pe Simion Mehedinți. După stabilirea câștigătorului se vor semna contractele, însă lucrările vor începe abia în primăvara lui 2018. Cel de-al doilea contract vizează zona gării în două perimetre. Primul este delimitat de străzile Uzinei Constituției Maghieru, iar cel de-al doilea este delimitat de străzile Constituției Abatorului Țesătorilor 9 Mai și valoarea acestui contract este tot de 3,2 milioane de lei. Lucrările prevăzute de aceste contracte includ atât reamenajarea carosabilului și optimizarea locurilor de parcare, cât și modernizarea iluminatului public și instalarea cablajului în care se vor coborî ulterior cablurile suspendate. Pentru a face economii, pensionarii cumpără alimente de bază de la magazinul Carp. La mare căutare sunt zahărul și uleiul. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Sibiu a vândut prin magazinul de tip economat,
aproximativ 9 tone de alimente în Sibiu și în cele 24 de filiale din județ. De la magazinul din Sibiu, spre exemplu, pensionarii pot cumpăra zahăr la prețul de 2,9 lei kilogramul, ulei cu 3,5 lei kilogramul, făină la prețul de 1,3 lei pentru un kilogram, orez la prețul de 2,5 lei punga de un kilogram, mălai cu 1,3 lei punga și griș cu 1,1 lei. Cele mai vândute alimente în această perioadă au fost zahărul și uleiul și nu e de mirare. Gospodinele și-au pus la cămară gemurile, dulcețurile, siropurile și zacusca. Pentru a putea beneficia de alimentele ieftine de la CRP, pensionarii trebuie să fie membri ai casei de ajutor. Ambulanța vandalizată luna trecută la Rășinari a fost repusă în circulație în cursul acestei săptămâni. Autospeciala a fost reparată pe asigurare, așa că serviciul de ambulanță județean nu a avut nimic de achitat. Incidentul în urma căruia a fost vandalizată una dintre cele mai bune ambulanțe existente în parcul auto al SEAJ Sibiu a avut loc în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, când un bărbat cu probleme psihice din Rășinari a sunat la 112 pentru a anunța că se simte rău. Când echipajul a ajuns la fața locului, s-a constatat că bărbatul nu are afecțiunile pe care le-a anunțat prin numărul unic de urgență și nici nu are de gând să meargă la spital. Ba mai mult, a început să devină violent, a agresat echipajul de pe ambulanță și a dat cu pietre în mașina salvatorilor. Mașina s-a ales cu mai toate geamurile sparte și câteva avarii la capotă. Din fericire, autospeciala a putut fi reparată. Referitor la costuri, am fost norocoși pentru că această mașină a fost asigurată, a avut asigurare de tip casco și apoi mai departe, în ceea ce privește costurile, se descurcă firma de asigurări. Polițiștii demarează o nouă acțiune rutieră. Razile se vor desfășura mai mult în localități și vizează, printre altele, șoferii care nu acordă prioritate la trecerile de pietoni. Polițiștii rutieri scot radarele în stradă și în acest weekend. Se anunță acțiuni rutiere de mare amploare. Vizați sunt în principal cei care depășesc neregulamentar sau nu acordă prioritate pietonilor. În ultima perioadă au avut loc tot mai multe accidente grave în care au fost accidentați pietoni în timp ce traversau regulamentar. În această perioadă continuă acțiunile polițiștilor rutieri pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere de către conducătorii auto care conduc fie viteză excesivă sau neadaptată condițiilor meteorutiere, fie efectuează depășiri neregulamentare, fie nu acordă prioritate pietonilor. Până duminică, la miezul nopții, continuă și acțiunea Truck and Bus. În cadrul acesteia, polițiștii trag pe dreapta toți transportatorii de mărfuri, camionagii, dar și pe cei care se ocupă de transportul persoanelor cu mașini de peste 8+1 locuri. Măsurile au fost luate după ce s-a constatat că numărul accidentelor rutiere în care sunt implicate mașini de transport a crescut, în special pe segmentele de DN care tranzitează județul nostru. Un clujan de 26 de ani îmbrăcat în haină de vânătoare a atras atenția polițiștilor. Asupra sa a fost găsită o armă neletală pentru care nu avea autorizație. Polițiștii au depistat pe raza localității Aruncuța un bărbat în vârstă de 26 de ani din comuna Frata, județul Cluj, care, îmbrăcat cu haine de vânătoare, staționa cu un autovehicul. Asupra sa a fost găsită o armă neletală pentru care nu avea documente legale de deținere. În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că arma nu figurează ca fiind înregistrată, aceasta fiind ridicată pentru continuarea cercetărilor. Totodată s-a stabilit că bărbatul nu este deținător legal de armă, anunță IPJ Cluj. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere fără drept de armă neletală supusă autorizării, faptă prevăzută de codul penal. În weekend, jandarmii din Alba vor fi la datorie. Aceștia vor desfășura misiuni pentru siguranța cetățenilor la evenimentele sportive și cultural-artistice din județ. Peste 100 de efective de jandarmi din Alba vor desfășura misiuni pentru siguranța cetățenilor în perioada 13-15 octombrie, în zona de competență, în zone de agrement și pe trasee turistice. Jandarmii vor desfășura acțiuni atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind vizate zonele aglomerate și intens circulate pentru a evita orice situație de tulburare a ordinii și liniștii publice. De asemenea, vor gestiona o serie de manifestări cultural-artistice, religioase și sportive, printre care meciuri de fotbal, de basket, volei, zilele comunei Buceri de Agrănoasă, dar și la slujba religioasă de la Mănăstirea Dumbrava. Doi tineri din Târnăveni, prinși de polițiști după ce au furat pubele de gunoi, hoții intenționau să le vândă pentru a face rost de bani.
germani. Doi bărbați au fost prinși de patrula poliției locale din Târnăveni în timp ce se deplasau prin cartierul Păcii cu două pubele de gunoi furate. Cei doi luaseră pubelele de pe strada Avramiancu din fața casei proprietarului, care le scosese încă de seara pentru a fi golite a doua zi de către compania de salubritate. La vederea agenților, cei doi au renunțat la pubele și au luat-o la fugă, unul dintre ei fiind prins pe loc de polițiști după ce a rămas imobilizat într-un gard. Prejudiciul a fost recuperat, pagubele fiind returnate proprietarului. Cei doi bărbați în vârstă de 26, respectiv 23 de ani, sunt din Târnăveni și au spus că intenționau să vândă pubelele pentru a face rost de bani. Locomotiva unui tren de marfă cuprinsă de flăcări la Agigea. Intervenția pompierilor a fost promptă, incendiul a fost lichidat și nu au existat victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină în poarta 9 de la Agigea, unde o locomotivă a fost cuprinsă de flăcări. Aceștia au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și au reușit să lichideze incendiul. Locomotiva a ars în proporție de aproximativ 40%. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar garnitura de vagoane, toate încărcate cu cereale, a fost salvată. Șofranul este cel mai scump condiment din lume, prețul unui kilogram ridicându-se la câteva mii de euro. Pe cât este de scump, pe atât este de sănătos, având proprietăți terapeutice uimitoare. Originar din Persia, șofranul este condimentul cu cele mai multe aplicații terapeutice. Planta are bulbotubercul, frunze înguste și lungi, flori unice de culoare violet-albastră, cu pistil de culoare portocalie și linii purpurii, iar fructul este o capsulă trioculară de dimensiuni reduse și culoare albă. De la plantă se folosesc doar stigmatele, care reprezintă partea superioară a pistilului, pe care se prinde și încolțește polenul. Un kilogram de șofran se obține din cel puțin 130.000 de flori, dar uneori este nevoie și de 250.000. În funcție de cât de pur este condimentul obținut, un kilogram costă între 5 și 30.000 de euro. Pentru că este extrem de scump, ajunge de multe ori să fie contrafăcut. Cel mai des falsificat este cel vândut sub formă de pulbere. În acesta, speculanții adaugă mirodenii precum șofrănelul, ca să îi crească greutatea. În bucătăriile restaurantelor, șofranul se folosește la condimentarea supelor de pește și a felurilor pe bază de orez. Sosurile și chiar pâinea au un gust mai plăcut datorită lui, dar trebuie folosit totuși cu moderație din cauza aromei amărui. Șofranul conține fier, uleiuri volatile, proteine, sodiu, potasiu, vitaminele B1, B2 și fitohormoni. Are proprietăți antispasmodice, analgezice, antiasmatice, antitusive, este un tonic gastric și al sistemului nervos central. Șofranul, sub formă de tinctură sau decoct, este indicat în tulburările menstruale, depresie, tuse, astm bronșic, gută, febră, boli biliare și hepatice, dispepsii, atonie gastrică și balonări. Extern, șofranul sub formă de extract, pulbere sau tinctură este un remediu eficient pentru afecțiunile hemoroidale, ecchimoze, conjunctivite și dureri dentare. Planta este contraindicată în sarcină, putând provoca hemoragii puternice și chiar avort. Ada a lansat piesa Am grijă de noi. Melodia este una emoționantă care le îndeamnă pe viitoarele mămici să fie responsabile și să nu consume alcool în timpul sarcinii. Baruri pline, multe șaturi, sticle goale pe asfalt. Ne-am dus departe împreună, ne-am făcut doar câțiva pași. Eram doi, dar vom fi trei și parcă toate s-au schimbat. Piesa este un îndemn la responsabilizare dedicat viitoarelor mămici. Am grijă de noi face parte din campania 9 luni cu zero alcool, care, împreună cu experți, specialiști și personalități, atrage atenția viitorilor părinți asupra riscurilor mari asociate consumului de alcool în timpul sarcinii. Mă bucur că fac parte din acest proiect minunat, 9 luni cu zero alcool, mai ales că am devenit mămică și știu ce înseamnă grija și dragostea pentru copilul meu. Nu am făcut niciodată excese cu nimic, iar când am rămas însărcinată, mi-am dat seama că sunt 100% responsabilă de viața care crește în mine. Le îndemn pe toate viitoarele mămici să fie responsabile și să nu consume niciun strop de alcool în timpul sarcinii. Este mesajul Adei. Și din două jumătăți, ciopite și vechi, o să vezi un om nou și o să înțelegi când o să vezi privirea în lumina dimineții, cum poate iubirea să dea sensul vieții. Și poate mi-e greu, însă nu-mi pare rău, renunț la orice numai de dragul tău. Ești o rază de soare, o parte din mine, promit că o să am grijă de tine. O să am grijă de
Aici punem punct știrilor. Nu uitați, dacă surprindeți evenimente deosebite, puteți trimite imagini și informații la adresa de e-mail stirearondevenimentsibiu.ro. Sunt Monica Chiseliță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!